unui om. Omul acela este 100% liber de pat în păcat, puterile întunericului. Aceasta este dovada că în urma nașterii din nou pe care Domnul Iisus Hristos, după învierea sa, în Ioan 20, cu 22, când a suflat peste ucenici, peste apostoli, și-a zis, luați Duh Sfânt. Acel Duh Sfânt care Domnul Iisus Hristos a suflat peste ei, a produs în ei nașterea din nou. Dar el spunea că pentru lucrare, pentru misiune, înainte de înălțare, spunea Domnul Iisus Hristos să nu se depărteze de Ierusalim, de Iudeea, de Samaria, până când va pocorâ Duhul Sfânt, care va fi ei și ei. Și ucenicii apostolii Domnului au fost împuternicii de Domnul ca să meargă, să facă lucrările lui Dumnezeu după ce? După ce au experimentat cincizecimea, botezul cu Duhul Sfânt, pe care o găsim scrisă în Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 4. Și spune clar că atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât peste cei aproape 120 de oameni, Domnul, primul lucru care s-a văzut acolo, semne exterioare, casa din loc s-a umplut de putere și s-a mișcat. A doilea lucru, s-au văzut niște limbi ca de foc, pogorându-se câte una peste fiecare. Și al treilea lucru, toți vorbeau în alte limbi, cum Duhul Sfânt le da să vorbească. Domnul Iisus Hristos, înainte de înălțare, le-a dat poruncă aceasta. Le-a dat poruncă să nu se ducă la evangelizare în marea trimitere, până când va veni Duhul Sfânt. Și vreau să menționez, câtă vreme a fost Iisus pe pământ, împreună cu apostoli, ei nu au avut cum experimenta botezul cu Duhul Sfânt. Din cauza că cel ce dă Duhul Sfânt este Iisus Hristos. Și până când Iisus Hristos n-a fost înălțat la dreapta lui Dumnezeu, guvernează, împărțea și domnește, să trimite pe Duhul Sfânt. Ei nu au avut Duhul Sfânt. Și de aceea îmi credeau acum în aceștia slujenii din ziua de astăzi să văd eu, să vezi tu care mă asculți, rolul Duhului Sfânt care ne eliberează de puterea păcatului. Forțele tale proprii nu vei putea să te lupți împotriva păcatului. Păcatul te va birui. Pentru că Pavel face o afirmație și spune că când vreau să fac binele, fac rău. Din ce cauză? Că răul stă lipit tare de mine. Dar în momentul în care tu ești locuit de Duhul Sfânt, asta este o dovadă că Dumnezeu, în urma pocăinței, în urma credinței, în urma stăruinței, ți-a dat Duhul Sfânt păgăduit, Duhul Sfânt care are rol să te protejeze, să te înveți, să te sfătuiască, să te călăuzească, să te ajute, să te asculte, să te scoată biruitor. Și cuvântul Domnului spune că în Romani 8:1, acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos. Nu ne mai osândește nimic. Din ce cauză? Locuind Duhul Sfânt în noi, noi l-am biruit pe Satana. Am biruit puterea Întunericului prin credință în Iisus Hristos, în sângele Lui și în numele Lui. Prin credință am dorit să primim Duhul Sfânt. Cei aproape 120 erau toți la oaltă și stăruiau în rugăciune cele sărbiți în Dumnezeu ca Dumnezeu, Domnul Iisus, să le trimită Duhul Sfânt. Și găsim aici că viața fără Harul Hristos este înfrângere, nenorocire, robie față de păcat. Dacă vrei să trăiești fără Iisus Hristos, dai faliment. Ești cel mai nenorocit. Ești înfrânt și ești rob al păcatului. Dar în momentul în care vii în brațul Lui și tu, Sfânt, pogoară lăuntrul tău și tu ai devenit templu al Duhului Sfânt, locuind de Duhul Sfânt, de Sfântul lui Dumnezeu, atunci poți să te potrivești păcatului.
mijlocuit de Duhul Sfânt și faci un lucru. Duhul Sfânt lucrează în tine. Roada Duhului Sfânt. Neprierire, pace, bucurie, credincioșie, înfrânare. Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Privind pe Duhul Sfânt și urmându-L, suntem eliberați de puterea păcatului. În momentul în care stăruiești și Dumnezeu trimite Duhul Sfânt, vreau să spun foarte clar, până când cel mai mic ungher al inimii tale, al minții tale, a cugetului tău, a trupului tău, nu este pe deplin eliberat, nu coboară Duhul Sfânt. Dar în momentul în care și trupul, și sufletul, și Duhul se încurate, sfinte, depuse de parte de Dumnezeu, atunci coboară Duhul Sfânt. Și suntem conduși înainte spre proslăvirea finală în Hristos. Duhul Sfânt are un lucru foarte important, să ne elimineze și să ne conducă spre proslăvirea finală. Dacă voi ajunge în veșnicie, dacă veți ajunge în veșnicie, nu vei ajunge prin merite personale. Vei ajunge prin har, prin credință, ci prin Duhul Sfânt care te locuiește și care ce va face? Te va ridica la cer. Ai doma cum Iisus Hristos a înălțat, plin de Duhul Sfânt. În Galateni 5:16, cuvântul spune așa, zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. În momentul în care ești locuit de Duhul Sfânt, în tine trebuie să ia chip Hristos. În tine trebuie să apară roadele Duhului Sfânt. Și vreau să spun, nu poți face roadă despărțit de mine, zice Domnul. Și mă uit la un pom care nu este altoit. Și eu, ca mlădiță, dacă nu sunt altoită în tiță, despărțit de Domnul, nu pot face nimic. Dar altoit în Domnul, voi aduce multă roadă. Pomul se cunoaște după roadă. Pomul bun face roade bune. Pomul rău face roade rele. Și vreau să spun că aici nici unul nu poate să pozeze în sfânt, pentru că Domnul spune, după roade se cunoaște. Și un om care face roade de neprihănire, îl găsești în adunare, îl găsești la părtășie, îl găsești în lucrarea Domnului implicat. Domnul să ne binecuvânteze. În Galateni 5:25, cuvântul Domnului spune așa, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Vreau să te întreb, trăiești prin Duhul? Locuiește Duhul Sfânt în tine? Cunoști vocea Duhului Sfânt? Pentru că Duhul Sfânt este călăuzitorul tău, este mânghiitorul tău, este ajutătorul tău. Și când El este în tine și în fața ta, vrășmașul a pregătit o cursă, chiar poate tu vezi că e lucru bun. Și Duhul Sfânt va spune, ai grijă, vechează. Vreau ca fiecare să nu facă niciun pas în lucru mic sau mare, până când nu se consultă în fața celui ce cunoaște și știe tot, și acela este Dumnezeu, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îți dă îndemnul inimii cum să te rogi. De multe ori nu știi cum să te rogi. Și vreau să spun, chiar dacă suspini, chiar dacă exclami, chiar dacă plângi, chiar dacă vezi lacrimi, El înțelege rugăciunea ta și Dumnezeu răspunde la rugăciunea ta. În Roman 8:2, cuvântul spune așa, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Cine e legea Duhului de viață în noi? Este Duhul Sfânt. În momentul în care Duhul Sfânt locuiește viața mea, eu sunt un om care trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Trăiește Hristos în mine. Și în momentul când trăiește Hristos în mine, firea pământească care caută să mă robească și să mă duc într-o altă direcție, este răstignită și păcatul împreună cu mine. De ce cauză? Că în momentul în care eu am murit față de lume, față de păcat, și acum trăiesc datorită celui ce trăiește în mine. Și acela cine este? Iisus Hristos, Duhul Sfânt. Legea Duhului de viață este puterea și viața Duhului Sfânt din tine. Ai putere să te poți împotrivi păcatului. Ai putere să-ți spui satanei la o parte, pleacă de la mine. Dacă nu l-ai pe Duhul Sfânt, n-ai puterea aceasta. Deci legea Duhului de viață
este templul Duhului Sfânt. Și vreau să spun că terenul de luptă, unde se dau bătăliile între Duhul Sfânt și firea pământească, este mintea. Aici se dau bătăliile. Și vreau să te întreb în vremea aceasta, simți că Duhul Sfânt te locuiește? Simți că Duhul Sfânt lucrează în ființa ta? Dacă nu, este problemă. Domnul să te binecuvânteze. Duhul Sfânt vine în cel păcătos și eliberează de sub puterea păcatului. Deci Duhul Sfânt face un lucru. Când eu stăruiam, când voi stăruiați, noi eram rob păcatului. Dar în urma pocăinței, căinței, părere de rău, regretului și mărturisirii, Dumnezeu văzându-ne pe noi, sfinți puși deoparte pentru El, a hotărât să ne izbăvească de sub blestemul morții și a păcatului. Și Duhul Sfânt vine cel păcătos și îl eliberează. Adică, când tu îl chem pe Duhul Sfânt să intre înăuntru tău, El vine. Dar nu vine în orice condiții. Vine în momentul în care tu aparții lui Hristos. Ai făcut acea demonstrație publică că l-ai declarat pe Iisus Hristos Domnul tău și Mântuitorul tău. Și Duhul Sfânt, pentru că tu l-ai declarat Domnul tău și Mântuitorul tău, recunoaște că tu ești proprietatea lui Dumnezeu. Legea Duhului de viață lucrează tot mai deplin pe măsură ce credincioșii se angajează să asculte pe Duhul Sfânt. Cu cât asculți mai mult de glasul Duhului Sfânt, care îți vorbește prin cuvânt, care îți vorbește prin Duhul Sfânt, prin viziuni, prin prorocii, cu atâta te înțelegești mai mult. Credincioșii constată că lăutul lor lucrează o putere nouă. O putere care le îngăduie să pierde păcatul. Vreau să vă spun, până când n-am fost plin de Duhul Sfânt, n-ai fost plin de Duhul Sfânt, păcatul locuia în lăuntrul tău. Nu puteai să-i reziști. Îi cădeai victimă păcatului. Dar în momentul în care Iisus a inundat ființa ta cu prezența Lui, prin Duhul Sfânt, acum poți să te opui păcatului. Și Domnul să te ajute, să-mi ajute să înțeleg. Eu nu pot birui păcatul prin propria mea forță fizică, ci prin Duhul Sfânt care mă locuiește. Legea păcatului și a morții din acest verset este puterea stăpânitoare a păcatului care așează pe om unde? În robia păcatului. Mulți vă zice că sunt mântuiți, că sunt copii de Dumnezeu și dovadă faptele lor spun că ei sunt locuiți de Satan. Din ce cauză? Pentru că fac faptele întunericului. Domnul ne-a chemat la sfințire. Fără de care nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu. Și trebuie să mă înțelegi foarte clar. Dacă legea Duhului de viață spune că eu și tu care mă asculți, ești locuit de Duhul Sfânt. Și apoi de Duhul Sfânt care crește în tine, te poți opune păcatului, poți resta tentațiile păcătoase. Legea păcatului și a morții este puterea stăpânitoare a păcatului și a Satanei care te ține rob. Și Domnul facă dimineața aceasta să fii desrobit. Pentru că toți, când ne-am pocăit, ne-am mântuit, nu mai suntem noi. În noi trăiește El, Iisus Hristos. Omul nemântuit este rob al păcatului, al necurăției și al nelegiuirii. Din ce cauză nu vin oamenii la mântuire? Dumnezeu spune că o lăsau peste ei un duh de adormire. Și vreau să vă spun foarte clar. Poporul ales al lui Dumnezeu a intrat într-o asupire până când numărul de plin al neamurilor se va mântui. Pentru că Dumnezeu, prin binecuvântarea rostită de Avraam, Dumnezeu ce a spus în Geneza 22:18, toate semințiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Și în vederea aceasta, Dumnezeu a făcut ca poporul lui, Israelul, să intre într-o asupire. Și vreau să spun adevăr, nu atârnă de cel ce aleargă, de cel ce vine, atârnă de cel ce are milă. Și Dumnezeu este cu mila. Poate veți băga bine și veți spune, atunci de ce mai luagă vină? Dacă nu atârnă de mine. Domnul spune că pe cel ce vine la El, nu-l izgonește afară. Îl primește. Pentru că Domnul spune, veniți voi cei cu niște împovărați, veniți de cumpărați. Fără bani, fără plată,
pâine și lapte. De ce? Pentru că El dă dar. Și mântuirea este răspunsul lui Dumnezeu la atenția pe care tu o faci. Omul atins de Duhul Sfânt, ce face? Își recunoaște păcătoșenia. Își recunoaște greșeală. Își recunoaște vina. Și ce face? Vine la El cu toată ființa lui, sufletului, trupului și declară pe Iisus ca Domn al lui și Mântuitor al lui. Dar nu poți face lucrul acesta decât prin Duhul Sfânt. Înrobit păcatului și lui Satana, el trebuie să trăiască potrivit poftelor trupului. Deci un om nemântuit care este robit de păcate, de pofte, trebuie să trăiască conform păcatului. Și de aceea mulți ne mirăm de ce X sau Y, soră sau frate, nu fac parte din trup și ar da frate să de biserică. Pentru că Dumnezeu dă o măsură de har fiecăruia. Și dacă eu nu răspund măsurii de har, el zice că cine caută har, capătă har. Cine caută fire, capătă fire. Domnul să ne conteze. Înțelepciune să știm niștea. În Efeseni, capitolul 2 cu 1, spune cuvânt așa. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. De unde ne-a scos Domnul? Din greșeli și din păcate, din moarte. Eram morți în greșeli și în păcate. În care ne-am născut, Efeseni 2 cu 2, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia. După Domnul puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram în fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Deci am dat statul ăsta ca să vezi fiecare că nu. Și Pavel spune, cel din tâi păcătos sunt eu. Deci și eu și voi eram morți în păcate și nelegiuire. Eram dominați de viața străcată, imorală a acestei lumi, unde stăpânitor era diavolul. Dar Dumnezeu ce-a hotărât? Să te izbăvească cu mâna lui puternică, din mijlocul lumii, din mijlocul păcatului, din mijlocul nelegiuirii, să te ducă la viață împreună cu El. Un credincios adevărat, care are mântuirea în Hristos, împreună cu harul Duhului Sfânt, care lucrește în El. Credinciosul adevărat, trebuie să aibă calitățile acestea. Are mântuirea în Hristos, împreună cu harul Duhului Sfânt, care locuiește în El. Și credinciosul acesta ce este? Este eliberat de puterea păcatului și a imoralității. Poporul evreu era foarte vinovat înainte de Dumnezeu de păcatul imoralității. Și întotdeauna Dumnezeu vorbește și Iacob vorbește și spune printre altele, suflete preacurvat. Iubirea lumii, vrășmășie cu Dumnezeu. Oamenii iubirau iubitor de plăcere mai mult decât de Dumnezeu. Domnul să ne înțelepțească. Creștinul când este confruntat cu ispita păcatului, el are acum puterea de a acționa conform voii Domnului. Din ce cauză? În el locuiește Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt va spune, nu ai voie să privești, să gândești, să ne atingi, să faci cu tare lucru. Pentru că Duhul Sfânt este lăuntrul tău și el este foarte gingă, foarte sensibil. Creștinul este liber să devină rob al lui Dumnezeu și al neprihănirii. Și când devine el rob? Când se aruncă în brațul Domnului care strigă astăzi, dacă auzi glasul, nu-ți împetri inima, astăzi vine la Iisus Hristos. Iisus Hristos, vremea de reștiință, nu ține seamă, ci poruncește astăzi tu oamenii să se pocăiască. Pentru că rândul o zi în care fiecare va trebui să dăm socoteală de binele sau răul pe care am făcut în treabă într-un. Domnul ține înțelepciune. În Romani 6 cu 18, cuvântul spune așa. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut rogi ai neprihănirii. Îmi place la cuvintele pe care le aduc vouă să viu și cu citatul scriptural ca să vă arat că scrie. Deci nu predic decât Cuvântul Dumnezeu, Evanghelia lui Hristos, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui ce crede. Și facă Domnul ca cuvântul acesta să străpungă inima ta, să străpungă mintea ta, să înțelegi glasul chemării. Deci Dumnezeu bate la ușa inimii tale și vreau să-i deschizi. Și dacă-i deschizi, el va intra cu la tine, va ști cu tine și tu cu el. Și atunci vedea lui. În Romani 6:22, dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut rob ai Dumnezeu, aveți ca rob
sfințirea, iar ca sfârșit de viață, viața veșnică. Vreau să te întreb, să ai ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Adică salvat din robia păcatului, salvat din imoralitate, salvat din blestemul legii. Domnul vrea să spună, dar acum odată ce ați fost izbăviți, izbăvirea ta a avut loc când Iisus Hristos a devenit Domnul tău, Mântuitorul tău și Salvatorul tău. Și când tu ai înțeles glasul chemării Lui. De aceea de multe ori mă uluiesc că spun predicul oameni lucrurile foarte simplu și nu le înțeleg. Și atunci înțeleg că Domnul că face marea trimitere în Biblie spune foarte clar, mulți văd, dar nu văd. Aud, dar nu înțeleg. Și atunci le temir că oamenii sunt prezenți la adunare și ei nu înțeleg cuvântul. De-aia Domnul zice că se deschidă ochii ca să poată vedea adevărurile Scripturii și să le poată înțelege. Și în Isaia, Duhul Domnului, 61:1 spune, ia este peste mine, Duhul Domnului m-a uns ca să găsesc un an de durată. Și acolo spune de parte să eliberez, să vinde, să facă așa. Acolo Duhul Domnului era peste profet. Domnul să fie peste fiecare dintre noi. Amin. Libertatea față de robia păcatului este un criteriu sigur prin care toți creștinii se pot verifica. Și prin ce poți să vezi dacă tu ești a Domnului 100%? Că în tine roatele, faptele murdare pe care le făceai în trecut și de care cum ți este rușine să privești în urmă spre ele, nu mai locuiesc, nu te mai ispitesc, nu te mai frământă. Prin aceasta, când te vei verifica, cine vedea că în tine nu mai există pofta. Pofta a fost biruită de viață. Hristos a biruit pofta. Firii, pofta ochilor, locășarea vieții. Prin credință în El, tu ai devenit de mântuirea Domnului Iisus. Domnul se binecuvântează. Și pot dovedi dacă au viață veșnică pe lângă Harul Regenerator și Sfințitorul locuind în El. Deci, te poți verifica dacă ești propriat de Dumnezeu, că în tine nu mai lucrează și nu locuiește firea pământească. Și doi, locuind de Duhul Sfânt, ce faci? Roade în neprihănire. Domnul să ne binecuvânteze. Oricine se află în slavia imoralității, fie nu a avut niciodată experiența nașterii din nou, fie a căzut din har. Sunt mulți care sunt în adunare și ei sunt robi a imoralității. Sunt oameni cu două fețe, cu șapte fețe. Dumnezeu vă spune aici, orică nici odată în viața lor n-a avut loc nașterea din nou, sau a doilea lucru, fie după ce au avut această experiență, a cedat păcatul. Și păcatul că locuia și înăuntru tău, Biblia spune că starea acelui om devine de șapte ori mai gravă ca înainte. Și acum vreau să te verifici. Locuiește Duhul Sfânt în tine. Ce roade aduci în neprihănire, în pace, în bucurie, dacă Duhul Sfânt este în tine? Vei fi un om luminat, echilibrat, vorbirea ta trebuie să cuțară, gândirea ta după voia sa. În Romani 6:21, cuvântul spune așa. Și ce roade aduceați atunci? Roadele care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Și interesant, în cele 10 porunci, două porunci sunt porunci pozitive și 8 porunci sunt porunci negative. Și Dumnezeu face acolo o promisiune. Ascultă Israele! Unul singur, un singur Dumnezeu, un singur Domn, un singur Mântuitor, un Salvator. Așa, să te închini doar singurului Dumnezeu, să-i slujești. Și Dumnezeu spune că dacă asculți, te binecuvântează până în 1 generație. Dacă n-asculți, te binecuvântează până când 3-4 generații. Vreau să te întreb acum pe tine. Neascultare. Dovadă că poporul acesta este îngrădit, este robit. Nu vine la Dumnezeu ca să primească mii de binecuvântări. Rămân sub blestem. Blestemat de 3-4 generații. Domnul să ne păzească, să înțelegem că Domnul nu vrea să ne condamne. Domnul vrea să ne trezească. Domnul vrea să te ducă în cer. Vrea să fii proprietatea Lui. Vrea să fii împreună cu El. Și Domnul să te ajute. Și când te uiți în viața ta, ce fel de roade, fapte, făceai când erai evanghelos la Hristos. Ți-ai sfârșit, nu? E, acum Dumnezeu a schimbat gândirea ta, vorbirea ta, înfățișarea feței tale, îmbrăcămintea ta. Din ce cauză? Pentru că atunci când Iisus locuiește în viața unui om, acel om seamănă cu Iisus. Și vrea să crească ca Iisus, 1 Ioan 2:6. În Romani 6:23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Plata păcatului este moartea.
Vreau să spun, dacă nu te oprești să fii salvat din robia păcatului și a morții, să vii la Iisus Hristos ca nou posești iertând, ci continui să trăiești în păcat, pentru tine, finalul va însemna moarte veșnică, despărțit de Domnul pentru totdeauna. Și moartea veșnică este o tragedie. Noi aici, pe pământ, suntem străini și călătoși. Străinătatea asta pe pământ durează pentru unii 50 de ani, pentru alții 80 de ani mai tare. Dar vreau să spun, aici suntem străini și călători. Când vom ajunge acasă, acum de tine, dacă ajungi în prezența Domnului Iisus Hristos, o veșnicie împreună cu El, în rai. Dacă n-ajungi în prezența Lui, o veșnicie întreagă împreună cu Satana și cu Îngerii Lui. Și vreau să te întreb, nu te îngrozești? Poți să știi ziua de mâine cu ea cu ei? Pentru mine e foarte grozav. Mulți spun, nu mă pocăiesc, am încă sunt tânăr. Vreau să spun, o tânăr într-o preșoare erau la evanghelizare. Și-o zis, în seara aceasta nu mă predau, că mai am timp și vreau să trăiesc viața din plin. Și în seara aceea mergând spre casă la evanghelizare, o mașină i-a curmat firul vieții. Și înainte ca să închidă ochii, am putut să vorbească, și-o zis, regret că nu mi-am predat viața în mâna Domnului. Că dacă mi-o predam și dacă muiam, mergeam la El, dar am refuzat. Și Domnul nu i-a mai păsat de mine. Și vreau să spun, dacă mă asculți, nu împietri inima, fă un gest, cheamă pe Iisus inima ta și El va veni și va face ființa ta liberă. În 1 Ioan 3 cu 15, cuvântul spune așa, oricine urăște de fratele său, este un ucigaș. Și știți că nici un ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el? Am ales acest verset dintre păcatele care duc la moarte, pentru că Domnul Iisus Hristos, înainte de înălțare, a lăsat două porunci și a acționat puternic și a spus așa, vă las două porunci noi și ni le poruncește. Una, să-L iubești pe aproapele tău cum te-o iubit El pe tine. Și acum vreau să întreb, care din noi nu putem iubi pe fratele meu, pe sora mea de care o văd? Cum poți spune că îl iubești pe Domnul pe care nu-L vezi? Și cuvântul acesta mă îngrozește. Oricine urește de fratele său este un ucigaș. Scumpule, ai luat aminte? Ești un ucigaș. Unde sunt ucigași? Curvați, sodomiți, malachi. În iad. Și aș vrea fiecare care vă ascultați să vă treziți. Să nu mai urâți. Pentru că Dumnezeu te-a făcut, m-a făcut coroana creațiunii Lui. Și Dumnezeu a înnobilat în mine gândul veșniciei. Și a pus peste mine ce? Chipul Lui. Și peste frați și peste surori. Și Dumnezeu vrea astăzi, tu care mă asculți, să iubești. Biblia face deosebire între diferite feluri de păcat. Și Biblia spune că păcate neintenționate. Și vreau să vă întreb eu pe voi, care păcat e neintenționat? Vă dau un exemplu că, dacă vă las să gândiți, nu știu. Merge în pădure, doi frați la oaltă, îl chem pe al treilea, să tăiați lemnul. Și când tai cu toporul lemnul, terul sare și-l omoară pe fratele. Ăla-i neintenționat. Să fie foarte clar. Ăla-i neintenționat. Dar restul, eu le văd intenționat. În ce sens? Pentru că Dumnezeu, când mi se revelează, dacă am conștiință și ai conștiință, tu știi că a privi e păcat, a pofti e păcat, a ra e păcat, a înșela e păcat. Dar lucrul pe care tu care îl faci neintenționat este un păcat care nu depinde de tine. Alt păcat, păcate mai puțin grave. În ochii mei și al lui Dumnezeu sunt păcate grave și numai foarte grave. Eu ne văd păcatele grave sau mici sau mari, dar am zis, mă uit după ele, că în Psalmul 19, versetul 2, spune clar, păzește rămul tău de păcate mari. Care era păcatul? Mândria. Ei, mândria e păcat, păcatul mare. Noi considerăm poate minciuna păcat mic. Și doamna când Dumnezeu începe și înșurește păcatele și spune acolo, afară sunt câinii, hoți, curvale, dracurvale, zoloviți, malachii, mincinoșii. Uitați-vă că se categoria cea gravă. Și Domnul să ne dea înțelepciune să nu cădem că păcatul nu e așa grav ca păcatul celălalt. Păcatul, dacă nu te lași de el, în urma mărturisirii tale, în final te duce în iad. Și vreau să spun, păcatul, plata păcatului, este moartea. Exemplul de păcat din Scriptură care dovedesc faptul că cineva se află încă în robia nelegiuirii. Au căzut din har și viață veșnică. Pentru mine sunt mulți oameni care au început cu Domnul. Și după un an, doi, îl vezi ca sămânța aceea între stii, covenit din grijorările de acolo acestuia și roata lui nu ajunge la coacere. Dumnezeu vrea roata la coacere.
mijloacele. Al patrulea pământ, cel mai bun pământ în care sămânța se înmagazinează, crește, rodește, aduce roade la coacele, pământul acela facă Domnul să fie fiecare dintre dumneavoastră. Amin. Pentru că restul pământului lor, nici un, n-aduce roade la coacele. Domnul să ne păzească de idolatrie și de mândrie. Lepădarea de credință, când te lau peste Dumnezeu, e un păcat care te duce unde? În iad. Un om mântuit renunță la Dumnezeu, renunță la sfințenie, renunță la adevăr, omul acela ajunge lepădat să se lapă de Dumnezeu. Pentru asta Biblia spune că ea fost să fie născut. Domnul să ne păzească. Omorul intenționat, dacă faci avort, sau omor pe cineva intenționat, e păcat care te bagă în iad. Necurăția sau imoralitatea sexuală, părăsirea familiei, împingerea altora în păcat. Deci, am dat câteva. Azi te duc unde? În moarte. Și vreau să te întreb, din care categorie ești? Că sunt oameni care nu fac ei, zic ei, mari lucruri, dar vin pe alții. Și vreau să spun, vai de ce? Prin care vine, prin leși de păcătuire. Domnul să ne păzească. Aceste păcate groaznice exprimă respingerea cinstirii lui Dumnezeu și a iubirii pentru ceilalți. Deci, în momentul în care cobori acolo, să săvârșești aceste păcate. Păcatele astea dovedesc un lucru. Respingi pe Dumnezeu. Și a cinsti, a glorifica, a lăuda pe Dumnezeu. Și iubirea pentru ceilalți. În momentul când nu poți iubi pe fratele tău, pentru care Hristos a murit. Vreau să spun, în momentul acela, tu respingi faptul Dumnezeu. Domnul să ne înțelepțească. Prin urmare, oricine zice, eu am părtășit cu Hristos, sunt călul de Duhul Sfânt și sunt într-o legătură de mântuitoare cu El, și același timp de aparte păcatele amintite, e un om lepădat. Un om fals. Sunt oameni care spune că am auzit expresia aceasta, te urăsc frate cu o ură sfântă. Vreau să spun, există probleme cu cuvântul ăsta, dar Biblia mea nu-mi dă voie. Biblia mea spune să te iubesc cum a iubit Hristos, biserica și eu dat viața pentru ea. Și Domnul se ajută aceasta. Aceasta nu înseamnă însă că cei credincioși sunt scutiți de luptă. Toată viața. Avem de luptat cu cine? Cu primul inamic, Satan, cu păcatul. Și vreau să spun, Satana caută 24/24 să te ducă în robia lui, în stricășnia lui. Imește în a te robi, în a te duce în întuneric. Și Domnul să te înțelepțească. În Galateni 5:17, că firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Așa că nu puteți face tot ce vreți. Dacă e Duhul Sfânt în tine, cine luptă împotriva lui diavolul și păcatului? Duhul Sfântul în tine. Și atunci ești mai mult decât biruitor. Dacă Duhul Sfânt în tine, vei fi biruită, vei fi învinsă, pentru că Domnul Iisus Hristos, după botezul la Iordan, după ce a fost plin de Duhul Sfânt, Dumnezeu lui Dumnezeu adevărat, 100% om fără păcat, este dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit. El Dumnezeu! Și vreau să te întreb, că te va ispiti, te va ispiti precis. Conflictul spiritual din lăutul religiosului implică totalitatea persoanei. Deci n-ai de lupta numai cu trupul, ai de lupta și cu sufletul și cu Duhul, ca să le păstrezi sfinte curate până la venirea Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne binecuvânteze. Biblia spune că când El luptă pentru a dărâta și s-a predat între pe fii pământești. Deci Satana luptă o să-ți rogească trupul, o să vorbească ochii, o să vorbească mintea, o sufletul. Domnul să ne păzească. Terenul de luptă. Unde? În interiorul credinciosului. În mintea credinciosului. Aici se dau bătăliile. Și acolo Satana, dacă câștiga, ești biruit. Domnul să ne păzească. Ceea ce ne oferă Hristos acum este puterea sfințitoare. Deci când ai Duhul Sfânt în tine, Duhul Sfânt aronor, Duhul Sfânt produce în tine sfințire. El totdeauna te îndeamnă, fii sfânt, căci eu sunt sfânt. În toată Biblia nouă, Vechi Testamentală, Dumnezeu repetă aceste cuvinte. Fii sfinți, căci eu sunt sfânt. Acum, în Noul Testamental, Duhul Sfânt repetă aceste cuvinte. Și vreau să spun că în Romani 8:4, cuvântul spune, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii, pământești, ci după îndemnurile Duhului Sfânt. Porunca legii să fie împlinită în noi. Duhul Sfânt care lucrează în cei credincioși. Porunca care era? Că
când am pogorât Duhul Sfânt în voi, îmi veți fi martor. Dumnezeu vrea să spună că cei care sunt locuiți de Duhul Sfânt pot spune că au primit din Dumnezeu putere de cărmuire, călăuzire și Dumnezeu îi învață. Deci Duhul Sfânt care lucrează cei credincioși le asigură acestora trăirea unei vieți de neprihănire și sfințenie. Dacă nu-i Duhul Sfânt în mine, nu-i Duhul Sfânt în tine, oricât te-ai luptat să fii un om de neprihănit, să fii un om sfânt, nu poți. Din ce cauză? Pentru că păcatul este foarte șerep, Satan e foarte diplomat. A trăit după demnile Duhului înseamnă a căuta și a te supune călăuzirii Duhului Sfânt. Cauți pe Duhul Sfânt. Cauți să-i fii supus. Cauți să umbli cărmuit de El. Că sunt oameni care se înlocuiesc de Duhul Sfânt. Și când Duhul Sfânt spune, nu te duci acolo. Mă duc. El e mai tare firea. Din ce cauză? Pentru că încă nu o răstigni păcatul în totalitate. Domnul să-i dea întâlnire să putem să răstigni. În Romani 8:9 e un verset de aur în care spune că cine are Duhul Hristos, este al lui. Cine nu-l are, nu este al lui. Verifică-te. Ai Duhul Sfânt. Dacă îl ai, ești al lui. Dacă nu, nu. Cuvântul spune așa. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Condiția. Dacă Duhul Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul Hristos, nu este al lui. Acum te verifică. Pentru că mulți predică despre Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt este o putere. Duhul Sfânt este o persoană. Duhul Sfânt este a treia persoană din Dumnezeu. Și vreau să spun, Duhul Sfânt e sensibil, e cingaș. Și când Duhul Sfânt locuiește în ființa ta, în momentul acela, în tine puterea Dumnezeului a fost răstignită, a fost biruită. Domnul să ne binecuvânteze pe toți cu înțelepciune. Duhul Sfânt este agentul mântuirii, dovedindu-ne vinovăția de păcat. În momentul în care intră Duhul Sfânt în lăuntrul tău, nu cinzecia. Pentru că vreau să spun că cei ce nu sunteți mântuiți, vă uitați încă. Duhul Sfânt v-a adus la adunare. Duhul Sfânt vă pregătește ogorul inimii. Duhul Sfânt îl autorizează pe vorbitor să vă dea cuvânt pentru inimile voastre. El face, Duhul Sfânt face întreaga lucrare. Și cuvântul e transmis prin Duhul Sfânt. Și inima este ocupată de Duhul Sfânt. Și atunci când Duhul Sfânt intră în inima ta, te conștientizează că ești păcătos, că ești păcătoasă, că ai nevoie de iertare, că ai nevoie de eliberare, că ai nevoie de mântuire. Deci Duhul Sfânt este agentul mântuirii. Ăsta e șandarul. Când Duhul Sfânt din lăuntrul tău va spune, ochii tăi, nu-s bun. Mintea ta nu-i bună. Gândirea ta nu-i bună. Și vreau să spun, dacă te supui Duhului Sfânt, ajungi departe. În viață veșnică. Nu te supui, ajungi în ea. În Ioan 16:7, cuvântul spune așa. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc? Căci dacă nu mă duc eu, mângâitorul va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Turnarea Duhului Sfânt la cinzecime a avut loc după ce Iisus Hristos a fost înălțat la cer. După ce Iisus Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Și ce va face acolo? Trimite Duhul Sfânt peste cei ce-l cer. Ioan face această afirmație uitoare. Și vreau să cred că cuvântul acela e valabil pentru nici pentru mine astăzi. Eu nu-l cunoșteam. Eu nu eram vrednic să-i desnec cu leaua încălțăminte lor. Eu nu știam cine este El. Dar Cel ce m-a trimis să botez, mi-a dat niște repere. Și-a spus, acela peste care de imediat, oprindu-se, coborându-se și oprindu-se Duhul Sfânt, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și Iisus Hristos, până a fost pe pământ cu apostolii, ei n-au putut experimenta botezul cu Duhul Sfânt. Decât nașterea din nou, pentru că dimineața Învierii, în camera de Iisus, în Iisus, în erau la oaltă cu Iisus, Iisus a suflat peste ei și a zis, luați Duhul Sfânt. Și ei au fost născuți din nou. Dar cinzecime înseamnă împuternicire pentru lucrare. Pentru că eu și tu, care vă asculți, dacă n-am Duhul Sfânt, cum voi putea vesti cuvântul Evangheliei în puterea Duhului Sfânt? Dacă nu l-am. Pentru că Duhul Sfânt e Duhul misiunii. El dă putere fiecare dintre noi să-L vestim. Și cuvântul spune în Fapte 2:39 și acum o
din temelii. Ce au mai văzut ei? Toți vorbeau în alte limbi, cum dus frâne, da, să vorbească. Deci, în Fapte 2, 39, precizează. Edit la Tatăl Făgăduința Duhului Sfânt, atunci ce vedeți și auziți. Duhul Sfânt se aude. Duhul Sfânt ciritește, vorbește, comunică. Când vorbești prin Duhul Sfânt, vorbești taine cu Dumnezeu. Când vorbești ce faci, ținești biserica și Dumnezeu să te binecuvânteze. Revărsarea Duhului Sfânt de către Iisus dovedește că El este Mesia Cel Înălțat. Iisus Mesia. Cel ce trimite Duhul Sfânt. Iisus. Care stă acum la dreapta Dumnezeu și mijlocește pentru credincioși de pământ. Iisus face lucrare de mijlocire continuă. 24 din 24. Iar jos, mijlocește Duhul Sfânt pentru noi. În cer mijlocește Iisus, iar jos mijlocește Duhul Sfânt. Domnul să ne binecuvânteze. De la botezul lui Iisus până în ziua cinecimii, Duhul a fost peste El, peste Hristos, adică cel uns de Duhul Sfânt. Nu peste apostol. Peste ea a fost numai după ce Iisus a înălțat și l-a primit pe Duhul Sfânt la 10 zile după înălțare. În 55, când noi se rugăm în 55. Acum, la dreapta Dumnezeu, El trăiește pentru a turna același Duhul Sfânt peste cei care cred în El. Fii foarte atent! Nu doar în Dumnezeu Duhul Sfânt, dacă tu nu crezi. Cine crede, se botează, este mântuit. Cine nu, este osândit. Iar când cer Duhul Sfânt, trebuie să crezi. Aleluia. Că Dumnezeu trimite Duhul Sfânt. Cel a trimite Duhul Sfânt. Turând Duhul Sfânt, Iisus intenționează ca Duhul Sfânt să mijlocească prezența sa în inima credinciosului. Aleluia. Duhul Sfânt, când este înăuntrul tău, simți cum El lucrează în tine. Simți că tu nu mai aparții lumii, tu aparții cerului. Fie acumântească posta firii a fost răstignită. Dar cum trăiește El. Și să le dea acestora puterea să continuă să facă tot ce a făcut El pe pământ. Ce a făcut Iisus pe pământ? Primul lucru, a învățat. Al treia lucru, a propovăduit Evanghelia Împărăției. Al treia lucru, a tămăduit orice boală, orice neputință și a făcut eliberat de orice demon. Domnul spune că și noi trebuie să continuăm aceleași lucrări și Domnul să ne ajute aceasta. Amin. În 16, în Ioan 16:8, cuvântul spune așa, și când va veni El, va dovedi lumea vinovată. Adică cine e El? Duhul Sfânt. Va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Când va veni Duhul Sfânt în viața ta, Duhul Sfânt îți va dovedi vina în ce privește păcatul, în ce privește neprihănirea, în ce privește vreau să vă comentează să mai departe, judecata. Pentru că e foarte important. Ioan 16:8, asta precizează. Și mă duc acum, Duhul Sfânt va veni la cinzecime. Principala lui lucrare, misiune este de dovedire. El vrea să-ți dovedească. Că atunci când faci bine, faci bine. Iar când faci rău, faci rău. Și zice că lucrarea lui, în legătură cu mărturisirea și vestirea Evangheliei, va fi aceea de a dovedi vina. El va da la iveală păcatele ascunse ale oamenilor. Oamenii cred că Dumnezeu va scoate la iveală ce mărturisesc. Nu. Dumnezeu spune că va da la iveală toate păcatele ascunse. Și de culea va vorbi. Cadul va acoperi și carsei. Și acum mă duc la primul. Prima dovadă va dovedi păcatul. Păcatul. Duhul Sfânt va descoperi păcatul și necredința din tine. Duhul Sfânt. El îți descoperă cât ești păcătos și cât ești necredincios. Și doi, pentru a trezi conștiința vinovăției și nevoia de iertare. În momentul în care Duhul Sfânt e în tine, nu în conștiința ta, și te conștientizează că în starea în care ești, ajungi în iad, nu trăiește în tine căința, pocăința, părerea de rău. Și găsim cu toții că în urma conștientizării vinovăției că ești păcătos, Duhul Sfânt trezește conștiința vinovăției și nevoia de iertare. Și atunci ceva? Mă trezesc, îmi vin în fire, ca fiul risipitor, și mă întorc la tatăl meu și spun, Tată, am păcătuit împotriva cerului. Nu sunt vratnic să mă chem fiul tău, ci împotriva ta, Tată. Dar vreau să spun,
Cine dovedea și păcatul? Și vina? Duhul Sfânt. După această dovedire a vinei, trebuie să făcut o alegere. Deci Duhul Sfânt îți dovedește că ești păcătos. Îți dovedește că stare care ești neriat. Dar tu, dacă nu faci o alegere ca să fii strămutat din interiorul tunericului unde guvernea Satan, să te muți în interiorul Sfântului Dragostei, vreau să spun, zădarnic, ai conștiința că ești păcătos. Deci trebuie făcut o alegere. Și această alegere duce de multe ori la pocăință. Duce de multe ori la alegerea lui Iisus Hristos ca Domn. Pe mulți oameni i-am văzut botezați în apă. Și făceau pornit cu Dumnezeu o lună, două, trei, cinci. Au fost loviți de val și au ajuns apoi în Babilon. Și oamenii, în loc să oprească de tot să-i bărbătească, încurajează să vină înapoi la Dumnezeu, mulți dintre ei au păsat. Și în momentul în care Duhul Sfânt ne-a conștientizat, dar continui așa, drumul tău să treci prin iad, omul acela s-a întors cu toată ființa Dumnezeu. Dovadă este în adunare. Dovadă este mântuit. Dovadă este împreună cu Domnul Sfântul. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Neprihănirea. Duhul Sfânt convinge pe oameni că Iisus Hristos este Fiul neprihănit al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt mă convinge și te convinge că mântuirea mea, salvarea mea, izbăvirea mea a fost realizată, a fost înfăptuită de Fiul Dumnezeu neprihănitul Iisus. Iisus a fost neprihănit de tine. Pentru mine a fost Domnul fie să-mi și-o da. În viața cu Domnul într-o judecată. Duhul Sfânt îi convinge pe oameni de înfrângerea lui Satana de cruce și de judecata prezentă al Dumnezeu asupra lumii. Vreau să spun, Satana a fost biruit de Hristos pe cruce. Duhul Sfânt te convinge că Satana a fost învins pe cruce de Iisus Hristos. Dar te mai convinge că va urmea o judecată. Când și eu și voi ne vom înfățișa în fața marului al Dumnezeu. Să dăm socoteală pentru binele sau răul pe care l-am făcut între în trup. Și vreau să te întreb, nu te îngrozește. Pentru că Duhul Sfânt judecă în dreptate. Duhul Sfânt n-acoperă. Spune adevărul. Lucrarea Duhului Sfânt de dovedirea binei și vreau și păcatul, neprihănirea și păcata, se va manifesta în toți cei mântuiți. Cei ce sunt mântuiți, toți, care l-au pe Duhul Sfânt înăuntru lor, în ei are loc acest proces de conștiință. Duhul Sfânt te conștientizează că ești pe marșa prăpastiei. Duhul Sfânt te conștientizează că drumul acesta duce în Babilon. Duhul Sfânt te conștientizează că face o căsătorie ratată, te distruge. Și Domnul vrea acum să înțelegi cu Duhul Sfânt, nu dai greși, El te binecuvântează. Cei mulțumesc cu Duhul Sfânt și sunt credincioși care vreau plin de Duhul Sfânt. Teșcă, coșe comunică Domnul. Iisus Hristos, plin de Duhul Sfânt, a dat lumii că lucrările ei sunt rele. El întotdeauna a spus lucrurile pe nume și a spus că lumea și lucrările lor sunt rele. Și vreau să spun că lumea stăpâne diavolul nu poate fi bună. Și nici eu, dacă am stat în lumea aceasta, venirea Hristos pot fi mântuit prin El. Și a chemat pe oameni să se pocăiască. Iisus i-a chemat, Ioan i-a chemat, Petru i-a chemat și alții și alții în urmă cu aceea. Și vreau să te întreb, ce crezi? Iisus Hristos este drept să mântuiască pe cel ce vine la El. Cuvântul lui spune clar, toți care vin, Iisus Hristos le dă viață. Deci că oricine va rosti numele Domnului, va fi mântuit. Când? Când Dumnezeu își pune cuvântul, inima. Ioan 14:16. Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâitor care să rămână în voi în viață. Această afirmație era înainte ca Iisus să fie omorât, înainte ca Iisus să pătimească, să fie bașocorit, bătut și așa mai departe. El spunea, este de trebuință să mă duc la Tatăl. Că dacă nu mă duc la Tatăl, nu vine mângâitorul dus la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. El va fi în voi, va fi cu voi. Și zice, eu voi ruga pe Tatăl. Și Tatăl va da un alt mângâitor. Iisus Hristos, dar urmă pe pământ, nu a putut fi și Duhul Sfânt pe pământ. Vreau să spun, Duhul Sfânt a coborât după ce El s-a înălțat. Iisus va ruga pe Tatăl să dea pe mângâitorul numai celor ce îl iubesc. Numai celor ce îl iubesc și demonstrează prin faptele pe care le fac că sunt mlădițe altoite în viță. Mlădița, dacă nu-i prinsă în viță, nu poate aduce roadă. Dacă e prinsă în viță, aduce roadă. Domnul ține aceasta. Iisus
și întărit pentru a le arăta drumul adevărat al vieților lor. Dacă nu se călătește El, n-ai cum, n-ai ce pe Domnul bun. Și Domnul să ne ajute aceasta. Amin. Pentru a mângâia în momente grele. Duhul Sfânt are rolul că în momentul în care cineva trag din casă, pleacă. Iar ce spune? Comerț la tapă să gândească locașuri, ca acolo unde El este, să fie toți aceia care sunt mântuiți. Domnul să ne recomandeze. Cuvântul grecesc, paracletos, înseamnă cineva chemat alături, ca să ne ajute. Paracletos înseamnă Duh Sfânt. Și vreau să spun, traducerea motamo în românească este că cineva chemat alături să ne ajute. Deci Duh Sfânt este alături de tine, este alături de mine să te ajute. Amin. Să poți depăși încercarea, strâmtorarea, lipsurile. Calitatea de paracletos este atribuită Domnului Iisus Hristos. Cel ce primite Duhul Sfânt este Domnul Iisus Hristos. Iisus este ajutătorul și mijlocitorul nostru în cer. În timp ce Duhul Sfânt este ajutătorul care lucrește noi și mijlocește pe pământ pentru noi. Crezi că Duhul Sfânt mijlocește și bate la ușa invitare acum? Simt prin Duhul Sfânt că vrea să intre în anumite vise. Vrea să golească toată amărăciunea, toată mântuirea. Duhul Sfânt vrea să spună. Iar dacă ai păcătuit, avem să dăm de lui ajutor, că nu obosește în fiul acest Iisus Hristos, că ce este gata să facă grațierea, izbăvirea, el face afirmația, că n-a venit pe cei păcătuit, a venit pe cei păcătoși, că a venit pe cei ce spălnau, că cei ce sunt bolnavi să dă să vindecarea. Domnul să vedem cu tezi. Cuvântul Domnului spune în Ioan 3:3, naștere din nou, când Nicodim merge la Iisus, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din apă și Duh, cu niciun chip nu poate vedea împărăția cerurilor. Și Nicodim, ca un om înțelept, a zis, cum un om bătrân poate intra două ore cu niște maicii? Nicodim, carne e carne, Duhul e Duh. Aleluia. Dacă un om nu se naște din apă și Duh, cu niciun chip, nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Prima dată spune, nu vede. Și a doua spune, nu intră. Ce spune mie asta? Dumnezeu vrea să nască din nou. Fără nașterea din nou, nimeni nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Adică să primească viața veșnică și mântuirea. Nimeni! Vreau să te întreb, a avut loc nașterea din nou în ființa ta? Pentru că Duhul Sfânt te convins că ești păcătos, că ești păcătoasă. Și în urma convingerii tale, tu ai ales să te arunci în brațul Domnului. Și în urma alegerii tale, Domnul a luat povara ta, păcatul tău, reputința ta. Le-a dus în calvar, le-a răstignit împreună cu El. Și acum tu trăiești prin credința în Iisus, în Harul Mântuitor. Nașterea din nou este o recreare și transformare a persoanei. Adică devii o altă persoană, un om nou, un om care a rupt-o cu păcatul, un om care nu mai cuchitează cu lumea, un om care stă și laudă și glorifică pe Dumnezeu și îndrezează să răscumpere vremea. Că zilele sunt foarte grele, foarte rele. Și Biblia spune în Efeseni 5:16, răscumpărați vremea, că zilele sunt grele. Pentru mine e foarte important. Ești treaz, mă asculți, mă auzi? Iisus vrea să te trezești din somn până nu-i vrea să fiu. El vrea să apuci coartele plumbului, să treci prase drept în față. Urmind la El, că ești despărțit de El, nu poți face nimica, dar până că El poți face multe lucruri. Făcut de Dumnezeu Duhul Sfânt. Prin acest proces viața veșnică, din însuși Dumnezeu, este împărtășit credinciosul. Prin ce proces? Nașterea din nou. Dumnezeu te convinge că ai nevoie de mântuire, că ești făcătos, că ai nevoie de salvare. Și în urma acestui proces devii și tu, mădular, în trupul lui Hristos. Credinciosul devine un copil al Dumnezeu și o făptură nouă. Credinciosul nu se mai conformează acestei lumi, ci este o făptură nouă după chipul lui Dumnezeu. În urma nașterii din nou. În momentul acela e schimbat și trup, și suflet, și duh. Și Domnul se ajută aceasta. Făptură nouă, ci este făptură nouă după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Cine este adevărul? Iisus Hristos. Adevărul te face slab. Te face liber. Nu vrei să scapi de păcat sarcina. Fii la Iisus Hristos. Iisus Hristos a luat păcatul tău. Boala ta, reputința ta și a dus în calvar. Nașterea din nou este necesară deoarece separați de Hristos toți oamenii.
sunt păcătoși. Toți oamenii, fără Hristos, toți oamenii sunt păcătoși, incapabili de a sluji lui Dumnezeu și de a fi plăcuți lui. Dacă nu intră Duhul Sfânt în tine, nu poți să-L iubești pe Dumnezeu. Oricât te-ai lupta, nu poți să-L iubești. Nici nu spui, îl iubesc pe Dumnezeu. Și faci lucrurile firii pământești, lucrurile lumii. Ce cauză? Că în tine n-a avut loc nașterea nouă. Înțelege-mă, prin propriile tale eforturi, fără Duhul Sfânt, nu poți. Dai faliment, dai cash. Și aș vrea acum, tu care ești la răscruci și nu știi încotro să apuci, Domnul Iisus este în fața ta. El spune, nu te uita în stânga. Nu te uita în dreapta. Nu te uita în urmă, că nu ești fratic de mine. Uită-te, ținte la mine. Aleluia. Așa cum ești. Vino la mine. Că eu sunt gata să fac eliberată, să dau cațiere, să fac curăție, să fac simțire. Nașterea din nou are loc la cei care se pocăiesc. De păcatele lor se întorc la Dumnezeu cu căință adevărată. Mulți se pocăiesc. Mulți se căiesc. Dar când îi vezi căindu-se, ce căință? Râzând. Vreau cu o căință adevărată. Și pun credința personală în Hristos, pe care îl consideră Domn și Mântuitor. Care credință? Credința personală. Nu credința mamei, a bunicii, a tatălui. Credința personală. Crezi că Iisus vrea să fie Domnul tău personal? Mântuitorul tău personal? Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Și eu m-am la fel. Și Dumnezeu vrea să te și tu la fel. Domnul să ne mântese. Cei născuți din nou trăiesc o viață de neprihănire, iubesc pe ceilalți credincioși, evită păcatul și nu mai iubesc lumea. Cei născuți din nou iubesc pe frați, iubesc pe surori, evită păcatul, trăiesc frumos ca în tine. Nu le mai place lumea, nu le place păcatul. Din ce cauză? Ei au rupt-o cu păcatul. Ei au început o viață nouă, în neprihănire. Și viața nouă este Iisus Hristos. Iisus Hristos în voi. Iisus, ia viața ta! Doamne, pe locul din opria! Viața ta! Ascult să fie la Dumnezeu! Să fie o victorie! Cei născuți, din nou, trăiesc o viață în părinie, iubesc ceilalți credincioși, evită păcatul. Și nu iubesc lumea. Bacă Iisus cu lupii de cei. Duhul Sfânt te incorporează în Duhul Hristos. Duhul Sfânt te conștientizează că ești făcut viu în trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos este format din mădularele vii care sunt dezvolte. Și vreau să spun, în cine locuiește Duhul Sfânt, Duhul Sfânt face mădular viu. Și Domnul spune că trupul tău, templul Duhului Sfânt, el face din un templu al lui. Și-au lucrat un dat, nu? Face un templu sfânt, în care se locuiește Duhul Sfânt. Botezul de un singur Duh nu se referă la botezul în apă. Nici la botezul dacă Duhul Sfânt de către Hristos. Cu Duhul Sfânt, ca la cine și se referă la botezarea credinciosul de către Duhul Sfânt în trupul lui Hristos. Această frază am gândit-o foarte mult și am zis, s-o duc în fața voastră ca să vedeți. Pentru că în momentul când fac botez, fac botezul de unul singur, nu? Și vin în fața lui Dumnezeu, botez de un singur Duh botezat. Îți botezat de un singur Duh. Nu se referă la botezul în apă. Ci în momentul în care eu mă întrupesc în trupul lui Hristos. Și zice, nici la botezarea credinciosului de către Hristos cu Duhul Sfânt, ca și zice, se referă la botezarea credinciosului de către Duhul Sfânt în trupul lui Hristos. Vreau să te întreb, faci parte din trupul lui Hristos? Dacă faci parte din trupul lui Hristos, îți pasă de ochi, de mână, de picioare. Poate tu ești școlar de pregătire. Poate tu ești picior. Poate și îți pasă restul. Noi unul fără altul putem fi. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Așa. Unind credinciosul cu trupul Hristos și făcând luna cu alți credincioși. Numai prin Duhul Sfânt. Liam. Putem fi o unitate sfântă. Un popor sfânt. Un neam sfânt. Domnul să ne binecuvânteze. Duhul Sfânt săvârșește sfințirea. Când intră Duhul Sfânt în tine, te conștientizează de orice păcat cât de micuț era. Și spune, nu plăti, nu pofti, nu atinge, nu fă. Din ce cauză? Că El este gingaș, este sfânt. De ce spune că e ca un plumber, gingaș. Când păcătuiești deliberat, el te-a abandonat, te-a părăsit. Domnul să ne pădească. Duhul Sfânt în puternice plăcioși pentru slujire și mărturie. Când ești plin de Duhul Sfânt, mergi la evanghelizare. S-a mințămânța sub pământ și Dumnezeu o face să împoțească, să crească, să rodească și să ajungă în hambar. Eu cred că cuvântul acesta, care este puterea lui Dumnezeu, pentru mântuirea celui ce crede, a fost în voi, în primul rând, pocăință, naștere din nou,
căință. Și acum v-a adus la o viață nouă și este pe aceasta. Facă Dumnezeu ca fiecare să înțeleagă. Duhul Sfânt este Cel ce incorporează Dumnezeu și într-o zi cu trupul lui Hristos. Adică aici noi suntem câte unul. Dar când suntem legați prin Duhul Sfânt, noi ăștia toți suntem un singur trup. Și facă Dumnezeu ca asma, care este o singură asma. Și peste care o știm binecuvântarea. Când mă uit la 1 Corinteni 10 cu 17. Și acea singură asma o frâng în bucăți. Fiecare bucată reprezintă o persoană din sală. Dar întreaga azimă reprezintă trupul binecuvântat din Hoviș. Și vreau să spun. Și atunci când noi ne împărtășim ceva, ce de fapt? Facem parte toți din trupul lui Hristos. Mâncăm din El. Să avem viață împreună cu El. Și Domnul să ne zice aceasta. Duhul Sfânt este Cel ce locuiește în biserică. Simți că e Duhul Sfânt în biserică? Că te face să strângi Abba, Osana, Aleluia! Vino Doamne Iisuse! Duhul Sfânt zidește biserica. Duhul Sfânt, coștul Duhul Sfânt, biserica se înmulțea, biserica creștea. Duhul Sfânt inspiră închinarea în adunare. Când e Duhul Sfânt, Duhul Sfânt spune, fii îmbrăcat. De ce, soră? Fii îmbrăcat, frate, de ce? Nu țineam în mie vrășmășime, frate, de o soție ta, că rugăciunea trebuie să fie ascultată, să poți zica mâini curate spre cer, fără mânie și fără îndoială. Și vreau să spun, în momentul în care ești liber, să le ridici în sus, ridică-le. Domnul să te binecuvântează. Duhul Sfânt numește lucrătorii bisericii. Duhul Sfânt îi numește. Duhul Sfânt poate îi alege. Facă Domnul să-ți schimbi la popii. Toate aceste nemersuri care sunt acum și când Duhul Sfânt numește pe cineva, ceilalți să recunoască și să-l pună. Domnul să ne binecuvânteze. M-am propriu la două fraze, mai am și pe aia mă opresc astăzi. Duhul Sfânt păzește Evanghelia de greșeală. Autorul Evangheliilor. Cine a scris Evanghelia? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu lasă greșeală în Evanghelie. Duhul Sfânt promovează neprihănirea Evangheliei și a bisericii. Îi sfânte Evanghelia. Îi neprihănită, îi fără păcat, îi faină liberă. Da, Duhul Sfânt. Domnul fie să-și-o da. Ne ridicăm și mulțumim Domnului.